Un puternic incendiu s-a produs duminică dimineață la complexul Albatros sau Podul 4, așa cum este cunoscut de călărășeni. Cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș au intervenit la fața locului cu 14 autospeciale. În urma incendiului nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale. Mai multe informații primind de la Ovidiu Tătăranu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș. De 2 februarie, ora 0:13, mai multe echipaje profesioniste de stingere din cadrul ISU Călăraș au fost solicitate să acționeze pe drumul național 3 pentru stingerea unui incendiu izbucnit la clădirile unui complex turistic proprietate privată aparținând domeniului privat român. La sosirea echipajelor de stingere, incendiul se manifesta cu violență și cu fum dens la nivelul la 3 corpuri de clădiri, îndeoseb la acoperișul acestora. Trebuie menționat că exista pericolul ca flăcările se extindă la vecina tăți, însă pompierii militari au ajuns rapid la locul intervenției și au împiedicat propagarea ardei. Pompierii militari s-au deplasat la această intervenție cu 14 autospeciale, între care 7 de stingere cu apă și spumă de capacitate mărită, acționând pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ 4 ore și 30 de minute. Potrivit prima cercetări efectuate de este pompierii militari la fața locului, se pare că incendiul a fost posibil din cauza efectului termic al curentului electric, fiind astfel posibil un scurt circuit la o instalație dintre o anexă, o hală de producție. Există pericolul, vă spuneam, ca arderea să se extinde și la alte bunuri materiale aflate în imediata vecinătate, însă pompierii militari au intervenit prompt și au împiedicat acest lucru, incendiul fiind stins în limitele găsite.